Se anunță măsuri dure pentru crescătorii de porci din România. În apropierea focarelor de peste porcină ar putea fi interzisă creșterea porcilor, indiferent că e vorba de exploatații profesionale sau de gospodării proprii. Măsura ar urma să fie luată în perioada următoare de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. ANSVSA a reunit grupul național al experților pentru pesta porcină africană, iar aceștia au dat printre recomandările din cadrul ședinței și această recomandare de a se face depopularea exploatațiilor pe o rază de 10 km pentru a preveni intrarea exploatațiilor comerciale în această zonă de restricție. Însă este doar un proiect, nu este o măsură legislativă. Recomandarea noastră a fost ca propunerea să fie transmisă către prefecturile din județele afectate, iar decizia referitoare la ce se va face este a instituțiilor prefectului din județele respective, a declarat Rareș Hăbeanu, purtător de cuvânt al ANSVSA, citat de agențiile de presă. Într-un document publicat pe site-ul Agrointeligența se arată negru pe alb că în gospodăriile unde au fost depistați porci cu peste, animalele trebuie sacrificate, iar crescătorii nu mai au dreptul să repopuleze gospodăria cu suine. În act se mai precizează că măsurile au fost supuse la vot, fiind aprobate cu unanimitate de voturi. În timp ce în unele județe gospodăriile sunt pârjolite să nu mai rămână nici urmă de suine, în județele unde nu sunt confirmate focare de boală, se stimulează tocmai creșterea porcilor. În județul Cluj, de exemplu, programul prin care statul oferă ajutor de minimis crescătorilor de porci din rasa Bazna și Mangalița continuă nestingerit. Programul este gândit pentru perioada 2018-2020 și constă în acordarea cu titlu gratuit de porcei înțărcați din rase autohtone Bazna și Mangalița cu greutatea minimă de 10 kg. Valoarea sprijinului este de 250 de lei pe cap de porcel livrat și este acordat furnizorului de material biologic. În acest program mai sunt implicați și procesatorii, respectiv alte persoane juridice care încheie contracte cu crescătorii de porci și vor prelua sau procesa porcii grași rezultat din implementarea programului. La nivelul județului Cluj, prin hotărârea de guvernul nou, deci ajutorul de minimis în vederea comercializării cărnii de porc din rasa Bazna și Mangalița, avem la 31.08. un număr de 222 de porcei livrați, din care 122 rasa Mangalița, 100 rasa Bazna. Peste 800 de focare de peste porcină sunt acum în țara noastră, localizate în peste 190 de localități din 11 județe. Peste 160.000 de porci au fost sacrificați până acum, arată datele ANSVSA.